Planurile unui român care dorea să se relaxeze la piscină într-o zi însorită de vară au fost spulberate de agenții FBI care au năvălit peste el. Individul are dublă cetățenie ungară și română și se află pe lista infractorilor, urmăriți de Biroul Federal de Investigații din SUA. Conform știri fresh24.ro, un român urmărit de FBI a fost prins la piscină în Ungaria. Bărbatul este acuzat că a răpit un cuplu din Statele Unite ale Americii. Oamenii legii au informații potrivit cărora Ștefan Alexandru este membru al unei bande infracționale care a răpit un cuplu în Statele Unite, a legat victimele și le-a injectat o substanță care conținea o presupusă substanță letală. Cuplului i s-a spus că ulterior îi se va administra un antidot în schimbul unei răscumpărări. De teamă, victimele au fost de acord să le ofere banii ceruți pentru răscumpărare, însă băncile au refuzat să facă ordinul de transfer pentru acele sume extrem de mari. Răpitorii s-au speriat și le-au administrat victimelor somnifere, după care au fugit cu o mașină furată de la victime. În anul 2012, un tribunal din Statele Unite ale Americii a emis un mandat de arestare internațional împotriva infractorilor. Pe de altă parte, FBI a oferit o recompensă de $10.000 pentru orice informație credibilă care ar duce la prinderea celor urmăriți. Românul a fost ridicat de către agenții federali în timp ce pleca de la piscină. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, este vorba despre o piscină în aer liber. Cheful de relaxare al românului, care are și cetățenie ungară, a fost spulberat de către agenții FBI. Conform procedurilor, în prezent sunt în desfășurare procedurile de extrădare ale bărbatului în Statele Unite ale Americii, relatează știri fresh24.ro.